Atie. Asta ar însemna ca să reduceți investițiile. Aceste investiții unde vor fi reduse și la ce se referă ele strict? Nu numai investițiile au fost reduse. În primul rând au fost reduse cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu... cheltuielile de capital sunt a doua parte a reducerilor, cheltuielile cu bunurile și serviciile au o cotă importantă de asemenea. Din investiții... La ce veți renunța? Vom limita anumite investiții pe care la începutul anului le restrânsesem oricum din cauza unui buget mai mic în 2010 cu 31% decât în 2009, cum ar fi investițiile în sălile de sport. Anul acesta se făceau doar sale de sport începute în anul trecut, acum probabil că vom termina și mai puține decât ne propusesem. Din păcate nu am avut posibilitatea să ținem bani pentru drumuri județene, am sperat, toată lumea așteaptă să se facă lucrări de construcție de drumuri, nu s-au primit bani pentru aceste lucrări. Nu am putut să finanțăm, nu putem finanța lucrări de apă mai mult decât ne-am propus la începutul anului. Vor fi reduceri la programul de construire de locuințe ANL și aceasta este o situație regretabilă pentru noi, pentru că ne-am propus să construim aproximativ 100.000 de locuințe până la sfârșitul mandatului acestui guvern și așa cum stau lucrurile, va trebui să găsim resurse alternative din fonduri private pentru acest obiectiv. Sunt toate programele de investiții afectate, dar inclusiv cele unele... de reabilitare termică? Pentru acela nu mai aveam niciun ban. Deci programul de reabilitare termică a avut finanțare doar pentru a plăti lucrările de anul trecut. Lucrările de reabilitare termică de anul trecut au făcut pe credit de angajament, deci s-au făcut în avans, urmând să fie plătit anul acesta. Noi am avut bani la începutul anului doar să plătim lucrările de anul trecut, motiv pentru care am lansat un program nou, a fost aprobat în guvern, o ordonanță de guvern, prin care am dat drumul unui program de reabilitare termică cu credite de la CEC, garantate de stat și cu dobânzi subvenționate în totalitate de ministerul nostru. Deci proprietarii care doresc să-și reabiliteze termin locuințele pot să facă acest credit și vor plăti timp de 5 ani înapoi doar ratele, nu vor garanta, nu vor pune ipotecă pe locuință și nici nu vor plăti dobânzi pentru că le vom plăti.